Cum resoftezi imprimantele Pandum din seria pe 2200 și pe 2500 pentru anularea definitivă a chipului de pe cartuș? Simplu și rapid! Cu programul de resoftare de la Reset. Pentru aceasta ai nevoie de un calculator cu sistem de operare Windows, conexiune la internet și cablu USB. Driverul imprimantei trebuie să fie instalat. Conectează imprimanta la calculator utilizând cablul USB. Accesează website-ul reset.com și selectează din meniul principal Pandum. Descarcă și accesează programul Reset Pandum. Asigură-te că imprimanta este pornită. Accesează butonul Get Printer ID. Programul va identifica și afișa automat ID-ul imprimantei. Accesează Copy ID și plasează comandă în formularul de comandă rapidă, disponibil pe site. Asigură-te că toate datele sunt introduse corect. Vei primi pe e-mail o confirmare a comenzii. Verificăm seriile imprimantei și revenim cu detalii de plată. Dacă întâmpini erori la plasarea comenzii, contactează-ne la adresa de e-mail contact@reset.com. După efectuarea plății vei primi pe e-mail programul de resoftare împreună cu instrucțiunile de resoftare scrise. Descarcă arhiva RAR și extrage pe desktop utilizând WinZip sau WinRAR. Pentru a instala programul de resoftare, asigură-te că imprimanta este pornită și conectată prin cablu USB. Deschide programul Reset Pandum. Accesează butonul Upgrade Firmware și selectează fișierul a.first.pe2200pe2500.bin. Bara din partea de jos a programului se încarcă în verde și imprimanta repornește automat în 15-20 de secunde. Accesează butonul Upgrade Firmware și selectează fișierul b.second.pe2200pe2500.bin. Bara din partea de jos a programului se încarcă în verde. LED-ul de pe imprimantă începe să clipească rapid. Apasă butonul Cancel Continue pentru confirmare de primire Firmware. Imprimanta repornește automat în 2-3 minute. Accesează din nou butonul Upgrade Firmware și selectează fișierul P2500 și extensie .fwr. Bara din partea de jos a programului se încarcă în verde. LED-ul de pe imprimantă începe să clipească rapid. Apasă butonul Cancel Continue pentru confirmare de primire Firmware. Imprimanta repornește automat în 2-3 minute. Extrage cartușul și acoperă chipul situat în partea dreaptă a cartușului cu o bandă izolieră sau scotch. Doar chipul, nu și celelalte contacte metalice. Introduc cartușul și închide ușa de acces. LED-ul de la status afișează verde. Din program, accesează tabul Printer Settings. Din rândul 2 selectează Info Page și clic pe butonul Print Reports. Se va imprima raportul Printer Information. Cartridge Information, remaining amount of toner. Afișează 100% acum. Îți dorim spor la imprimare.